Proiectul a început în luna octombrie la nivel național, iar joi și vineri, 7 și 8 noiembrie, sunt programate o serie de acțiuni și în județul Giurgiu, municipiul nostru fiind vizat alături de alte 6 reședințe de județ din zona de frontieră a Dunării. În data de 7 ne vom deplasa începând cu ora 10 la Parcul Comana, unde se va prezenta acțiunile proiectului și în data de 8 se va desfășura la APDF Giurgiu prin nava de depoluare cu un exercițiu pe Dunăre și cu prezentarea proiectelor, a acțiunilor și a navei de depoluare și acțiunile pe care le poate desfășura aceasta pe Dunăre în caz de poluare accidentală sau poluare majoră. Garda Națională de Mediu a ales ca destinație și loc de expunere Parcul Național Comana, datorită faptului că în această rezervație sunt specii protejate despre care populația trebuie să fie informată. Specialiștii din cadrul Ministerului vor face informări generale despre Parcul Național Comana, despre speciile protejate și despre modul în care populația poate respecta mediul. Ar trebui orice cetățean de rând să înțeleagă că acest parc, pe raza județului Giurgiu, reprezintă o prioritate în menținerea mediului. Proiectul Managementul Comun al Riscurilor în zona de frontieră a Dunării are ca obiectiv general îmbunătățirea pregătirii pentru intervenție, prevenire eficientă, monitorizare și atenuarea efectelor, dezastrelor și consecințelor lor în lupta pentru combaterea poluării și a factorilor de mediu în zona eligibilă.